pasa verticală a lui Gabi Boșne, lovitură liberă și s-ar putea să fie și cartonaș galben pentru Sipović, cel care l-a ținut pe Claudiu Niculescu. Ei bine, acum este momentul lui Claudiu Niculescu. O poziție, aș spune, ideală pentru dreptul său uluitor, lunetistul, porecla lui Claudiu Niculescu. O mulțime de goluri teribile marcate de-a lungul timpului de Claudiu Niculescu din asemenea poziții, inclusiv în cupele europene. Vă amintiți cu siguranță de acel gol de pe velodrom cu Olympique Marseille. Să ne concentrăm însă asupra acestei execuții. O poziție centrală, 22 de metri, 25 de metri probabil, până la poartă. Un elan destul de scurt al lui Claudiu Niculescu. Niculescu șutează extraordinar! Gol! Gol Claudiu Niculescu! Lunetistul lovește din nou. Este minutul 16. Formidabilă această execuție a lui Claudiu Niculescu. Spuneam, dăduse un gol splendid și în partida cu Rapid. Și trece în această colecție de goluri deosebite și reușita din această seară. S-au prins deja torți, însă în afara stadionului. Haide să revedem golul lui Claudiu Niculescu. Golul de 1-0 al Universității Cluj în fața Petrolului. Încă un unghi, este un maestru. Străuț, balonul ajunge însă la Daniel Oprița. Crosul lui Valinegru, Străuț, nu e cea mai bună preluare, totuși mingea rămâne la el. Florentin Dumitru trimite acum cu efect Pele, Pompiliu Stoica, atenție, gol, gol, gol pentru Petrolul, egalare. Foarte bună execuția lui Pompiliu Stoica. Nu el este cel care marchează și a pregătit atent acest voleu, fostul jucător al Stelei. Avem un meci frumos în această seară la Mediaș. Felicitat Pompiliu Stoica de toți coechipierii. Ne vom lămuri pe reluare cine este marcatorul acestui gol egalizator. Centrarea excelentă cu efect a lui Florentin Dumitru, respinge Pele, liber, nemarcat Pompiliu Stoica, trage în diagonală și am senzația că e autogolul lui Pele. Era și Oprița acolo, avem aici un cadru ceva mai strâns. O nouă reluare. Să-l credem cu acest gol pe Daniel Oprița, deși e posibil să fie autogolul lui Pele. Vom avea de-a lungul acestei pare bun, alunecă, nu e fault și Pompiliu Stoica câștigă balonul. Nu l-a ajutat nimeni pe Toni la faza anterioară, putea și o fază periculoasă pentru poarta petroliștilor. Cel care atacă acum șutul lui Valinegru! Senzațional golul marcat de Valinegru! Spuneam acum câteva minute că Petrolul nu a punctat la acest capitol al esteticii. Iată însă ce gol frumos înscrie Valinegru! Am văzut două super execuții în această primă repriză, prima a lui Niculescu și cea de-a doua a lui Valentin Negru. 2-1 pentru Petrolul Ploiești după ce Universitatea Cluj a deschis scorul. Uimitoare această capacitate de revenire a Petrolului. S-a întâmplat și în partida cu Oțelul, atunci a fost de asemenea 1-0 pentru campioană. Un voleu în diagonală minunat al lui Valentin Negru, preluare cu piciorul drept și tot cu dreptul îl învinge pe Marius Popa. Într-adevăr, primește goluri frumoase Marius Popa.
Un șut precis a fost în defensivă pentru lui Stoica, a interceptat multe baloane, Gabi Boștină, mai departe mingea la Marinescu, Cristea, Constantin Brecu și este gol marcat de Gabi Boștină, gol Universitatea Cluj în superioritate numerică. 2-2, minutul 60. Ce bine au curs pasele. S-a văzut la această fază tehnicitatea fotbaliștilor clujeni. O circulație a balonului remarcabilă. Încă o jumătate de oră până la final și am văzut deja 4 goluri. Cel care dă această pasă foarte inteligentă în spate este Constantin Grecu. E o erare destul de mare de marcaj. Era liber Gabi Boșină. Priviți-l. Nu putea rata dintr-o asemenea situație capitanul Șepcilor Roșii. 2-2 la media și între Uclu și Petrolul. Toni, greșesc petroliștii, Alex Păcurar, Toni, lasă Adrian Cristea, Cristea, o bicicletă, i-a agățat penalti. Lovitură de la 11 metri în favoarea Universității Cluj, un fault pe care îl face Bogdan Străuț. Dezechilibrantă acea fentă a lui Adrian Cristea, acea bicicletă care l-a zăpăcit pe Bogdan Străuț. E contact. Minutul 71. Poate trece din nou în avantaj Universitatea Cluj. Alex Păcurar se concentrează. Păcurar apără Zendeli. Poate fi eroul Petrolului în această seară, macedoneanul Zendeli. Bate modest Alex Păcurar. Prin câte emoții trece Vivi Rechită cu formația sa în acest sezon și este abia etapa a patra. Iată șutul de la 11 metri, dă slab pe centrul porții Alex Păcurar. Mi s-a strigat de pe margine lui Păcurar, haide, nu-i nimic. Da, trebuie să fie încurajat de coechipieri și de oameni din stafful Universității Petrolului. Gabi Boștină. Boștină mai centrează o dată cu capul, Toni. Gol! Gol, Toni! Este victorie pentru Universitatea Cluj, adusă la ultima fază a jocului de nigerianul Toni. Sunt imagini extraordinare cu jucătorii Clujului bucurându-se ca niște copii în al nouălea cer și fotbaliștii de la Petrolul Ploiești prăbușiți pe gazon. Cu siguranță este cumplit, este groaznic să primești un asemenea gol. Ultima secundă, probabil, nu cred că se va mai juca ceva după această fază. Toni, exact cum spuneam, este un fotbalist foarte bun, un jucător care merită să fie titular la Universitatea Cluj. Iată ce lovitură de cap reușește nigerianul. E adevărat însă foarte bună și centrarea lui Gabi Boștină. A sărit cu Sipovic nigerianul Toni, se aruncă acum în atac Petrolul Ploiești, să vedem ce va reuși echipa lui Vivi Rechită. Nu se mai dă lovitură liberă, este final de partidă, un meci nebun aici în această seară la Mediaș. U Cluj bate pe Petrolul Ploiești cu 3.